În fața Bisericii Schimbarea la față din municipiul Reșița, în Parcul Tricolorului, au debutat marți manifestările organizate sub genericul Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte. În deschidere, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit o slujbă de binecuvântare. Au fost prezenți aproximativ 400 de tineri din Episcopia Caransebeșului, la care s-au adăugat 100 de invitați din eparhiile învecinate. Cred că această întâlnire a tinerilor din Banatul de Munte și a prietenilor lor. Această reuniune a tinerilor are rolul și rostul de a ne determina pe fiecare, pe noi în primul rând, dar și pe dumneavoastră, ca să ne schimbăm viața și să încercăm să-L iubim pe Dumnezeu mai mult. Și dacă am putea să-L iubim cu toată ființa, așa cum El ne-o cere, porunca cea mai mare, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Și a doua poruncă, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. La festivitatea de deschidere au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților locale, voluntari, preoți și credincioși. Familia trebuie să țină, să o ținem legată, să o ținem împreună și nu mă refer la familie neapărat în conceptul ei, mă refer că noi toți trebuie să formăm o familie care să apere această națiune. Mă bucur încă o dată că sunteți aici. Cei aproximativ 500 de tineri prezenți au continuat activitățile ieri prin dezbaterea unor probleme de actualitate în cadrul unor ateliere de lucru, iar apoi au vizitat Mănăstirea Vasiova. La întoarcere au mers pe străzile municipiului Reșița într-o procesiune intitulată Procesiunea Tinereții. Ieri seară, actorul Dan Puric le-a vorbit tinerilor în Parcul Tricolorului din Reșița despre ce înseamnă să fii român. Această întâlnire a fost foarte importantă pentru noi voluntari, așa cum sunt sigură că este și pentru cei 500 de tineri care au ales să se alăture. Și nu pot descrie în cuvinte sentimentul de împlinire pe care noi îl avem atunci când vedem că munca noastră spre un țel la care ținem foarte mult și care este foarte important pentru noi și în care credem, aduce roade. Cum vi se pare această manifestare? Dincolo de cuvinte, sincer, este minunată și este o experiență extraordinară. Iar ceea ce este mai impresionant, cum s-a organizat o mână de oameni în oraș micuț, ca Reșița și Caransebeș, să facă un astfel de eveniment. O replică extraordinară a întâlnirii tinerilor la nivel internațional. Cum este pentru tine această manifestare? Mi-a plăcut foarte mult că am avut ocazia să particip la o asemenea manifestare. Cred că este benefică pentru a ne face o comunitate, pentru a fi mai uniți între noi și să ducem mai departe mesajul ăsta. Dumnezeu este foarte important și văd așa că unii tineri au cam pierdut esența lucrurilor în zilele noastre și mă bucur că avem ocazia să ne reamintim cu aceste activități cam ce înseamnă Dumnezeu și cum trebuie să respectăm. Această manifestare pentru voluntari este foarte importantă, ne reprezintă pe noi atoriștii, pe noi tinerii care vrem să îl avem pe Iisus în mijlocul nostru de fiecare dată, care credem că putem schimba ceva prin aceste manifestări și care vrem să schimbăm ceva cu acestea. Întâlnirea s-a încheiat astăzi prin participarea tuturor tinerilor la Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Caransebeș.